La mulți bani. Leul este regele, regele valutelor. Și putem bate monedă cu asta. Că imediat după integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană vom avea o unitate monetară nouă, euro. Liră de argint, sihleanu, donici, cuib de înțelepciune. Probabil că Mihai Imenescu avea în vedere vreo una dintre lire, sterlină, turcească, egipteană sau alta. Când un laoțian simte că i-a ajuns cuțitul la os și n-are bani în buzunar, mărturisește. N-am chip. Banca Națională a Etiopiei are grijă ca masa monetară a țării să nu dea bir cu fugiții. În Georgia se pare că două sunt valutele cele mai stabile, lari și dolari. O operație de colon în Salvador poate însemna o intervenție a băncii centrale pe piața financiară a țării. În țările în care shillingul mai este moneda națională, Kenya, Somalia și altele, oamenii numără bancnotele shilling degetele. Se vede că numele de Frankenstein a fost inspirat de pe vremea când francul era deja monedă unică în toate cantoanele Elveției, iar Einstein devenise apatrid elvețian. În Croația, mai ales în orașul acela, nu se fac banii cu una, cu două, iar în final, trecem cu tăcerea numele monedei din Botswana, cu bucuria că țara asta nu se învecinează cu Belize, că altfel, să o spunem franc, atâtea nerușinări ne-ar fi venit în capetele noastre fără de coroana daneză. Da, și avem nevoie de un criptolog pentru criptomonede.